pragmatic în anii tinereții, fără educație religioasă, fost atlet de performanță, antrenor și apoi cadru didactic, la un moment dat, viața părintelui Porfirie s-a recalibrat. Absența lui Dumnezeu, resimțită ca gol sufletesc și neîmplinire, nu putea fi nicicum substituită. Aveam performanțe la școală. Chiar aveam campioni, copii care erau campioni la junior 3. Și era deosebit așa, adică după 7 ani de muncă, deja că aveai performanțe și nu era necesar să părăsești locul atât de mult râvnit și dorit. După ce ai fost pe performanță tu ca sportiv, ai dorit să fii tu antrenor pentru alții în atletism sau în celelalte sporturi cu care le-am mai avut ca specializare din facultate. Și tot periplul acesta, care a fost de fapt un lung ocol, a fost un lung ocol, 15 ani de ocol, am ajuns cu un părinte duhovnic de mir, ca ucenic al Sfinției sale, să ajung să parcurg teologia. Dispoziția spre viața spirituală l-a determinat pe părintele Porfirie să-și restabilească prioritățile. Din atletul de performanță a devenit atletul lui Hristos. Desigur, drumul nu a fost deloc ușor și nici nu este. Devenirea, iar nu schimbarea statutului, provoacă transformări. Statutul de călugăr pe care l-am acum dorește să intri în acest rol. Deși firea și egoul personal îți dictează să respingi această trăire și această lucrare. Pentru că ai repetiția binelui fals, bunului fals. Să te duci la mall, să te duci în vizită, să-ți placă drumeția, să-ți placă alergarea. Omul necesită adaptare oricând, oricum, oriunde. Și călugărul nu-i sfânt. Preotul nu-i sfânt. E un om care luptă să se despătimeze, luptă să îndrepte puțin situația lui personală, să îndrepte și pe celuilalt și așa să întărească biserica. Te atașezi de Dumnezeu, îți faci canonul de la duhovnic, te duci acasă, citești, îți plac metanile, îți place să ai o candelă, să ai multe icoane pe un perete și în momentul ăla simți cum toată lumea te hulește, toată lumea te denigrează, toată lumea vrea să te marginalizeze. Și sigur că e o luptă, e durere, că nu înțelegi de ce se întâmplă astfel. Eu vreau să se întâmple invers, dacă eram atașat de Dumnezeu și conversam prin rugăciune și mergeam la duhovnic și mă spovedeam lunar și mă împărtășeam lunar, așteptam să abunde binele și să dispară răul. Și sigur că pe parcurs înveți aceste lucruri, că jertfa nu înseamnă să ai bine aici dacă faci bine. Ce înseamnă tocmai inversul. Faci bine, ești bun, vei avea mult de îndurat. De îndurat, nu de suferit. Și e vorba de suferință. Dar ăsta e modelul. Ăsta e modelul. Modelul dumnezeiesc, modelul lui Hristos.